Și discutăm pe această temă cu deputatul PSD, Gabriel Zetea. Bună ziua, domnule deputat! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Se întorc așadar aceste legi în Parlament. Se știe la ce trebuie să lucrați, să modificați, sau încă nu a venit un document în acest sens din partea Curții Constituționale? Nu, avem astăzi o decizie a Curții Constituționale care va fi publicată, iar mai departe Parlamentul așteaptă motivarea Curții Constituționale pentru a vedea care dintre punctele la care fac dânsii referire trebuie să fie modificate de către Parlament. E o veste bună, în schimb, că legea este constituțională. Asta înseamnă că putem să facem ceea ce ne-am dorit de foarte multă vreme în România, adică reforma pensiilor speciale. Acum, că există câteva critici ale Curții Constituționale legate de aspectele tranzitorii a acestei legi, de la starea de fapt actuală înspre ceea ce ne dorim să ajungem, adică la o mai mare echitate a tuturor pensiilor în România. Domnule deputat, îmi cer scuze, ea nu poate fi aplicată. De ce spuneți că e o veste bună? E o veste bună pentru că foarte multă lume ne-a spus că această lege va fi neconstituțională. E, uite, curtea și președintele... președintele a spus, legea este constituțională în ansamblul său. Sunt câteva aspecte pe care noi le credem neconstituționale. Le transmitem Parlamentului pentru ca ele să fie corectate. Vom face acest lucru cu celeritate în momentul în care curtea va publica motivarea și până la finalul lui luni august, până la momentul în care începe sesiunea parlamentară ordinară, sunt convins că vom avea această lege transmisă din nou spre publicare cu modificările transmise de către curte. Vor fi așadar toți aleșii chemați din vacanță pentru a face o nouă lege, să înțelegem. Absolut, dar s-a și spus acest lucru la finalul sesiunii din luna iunie. Adoptăm această lege, așteptăm critica de constituționalitate a curții, iar mai apoi, dacă vor exista aspecte pe care aceștia nu le consideră constituționale, vom reveni cu celeritate pentru a vota în timp, într-o sesiune extraordinară, modificările de rigoare, astfel încât jalonul din PNRR să fie îndeplinit, iar banii europeni a României să nu fie puși în pericol. Pe de altă parte, s-a mai întâmplat deja același scenariu, a ajuns la Curtea Constituțională. Legea a fost declarată neconstituțională sau anumite părți din ea. Deci legea, această variantă, această propunere ajunge din nou în Parlament. Ce poate să ne asigure că nu se va întâmpla și cu următoarele articole modificate la fel? În cunoștințele mele este o mare diferență între ceea ce s-a întâmplat până acum și ceea ce a spus acum curtea. Până acum legile de modificare a pensiilor speciale au fost declarate neconstituționale. E, acum s-a spus, legea este constituțională în ansamblul său și sunt câteva chestiuni punctuale legate de măsuri tranzitorii care trebuie modificate. Mie mi se pare un pas important, mare, pe care îl facem înspre a avea asta în România, un sistem mai echitabil de pensii pentru toată lumea. Adică, din punctul meu de vedere, aș vedea și această veste bună. Acum, că se va mai întârzia încă o lună de zile până când curtea ne va transmite motivarea și până se va întâlni Parlamentul, nu în capăt de țară, dar până în 1 septembrie, până la finalul lunii august, vom avea din nou această lege votată în Parlament cu aspectele criticate de către curte integrate în noua lege. Și încă o întrebare, domnule deputat, există vreun pericol dată fiind această întârziere de o lună sau poate chiar mai mult, că poate mai durează până vin aceste solicitări de la Curtea Constituțională, până vă întâlniți și dumneavoastră, poate mai durează, că totuși e o perioadă de concedii pentru toată lumea, inclusiv pentru Curtea Constituțională. E un pericol să nu mai primim banii din PNRR dacă se ajunge, nu știu, undeva după toamnă cu această lege? Nu să se lungă până după toamnă. Curtea are obligația de a transmite într-un anumit termen, cât și curtea trebuie să înțeleagă că este un obiectiv al României și că nu putem să stăm așa cu lunile așteptând o motivare. Deci cu cât mai repede va transmite curtea, în următoarea săptămână Parlamentul va opera acele modificări și vom avea o nouă lege. Eu spun, după calendarul pe care îl cunoaștem în acest moment împreună cu guvernul discutat, ca până în luna august vom avea această sesiune extraordinară. Deci nu în toamnă, nu în iarnă, acum, până în luna august, păi suntem deja în a doua zi din august sau a treia. În august, până la finalul lunii august, cred că se va întâmpla această sesiune extraordinară. Termenul, sigur, transmis și de către primul ministru Marcel Ciolacu de adoptare în conformitate cu deciziile curții este 31 august, dar sper să se întâmple mai repede.